Guvernul a aprobat în termen record, prin ordonanță de urgență, modificări la legea actuală a educației, astfel încât universitățile să poată înființa societăți comerciale și consorții de învățământ dual. Ordonanța care modifică legea actuală intră în vigoare după ce este publicată în Monitorul Oficial. Ordonanța vine cu o săptămână înaintea începerii anului universitar 2022-2023. Instituțiile de învățământ superior vor putea înființa singure sau prin asociere societăți comerciale, fundații, asociații, unități de învățământ preuniversitar, consorții pentru învățământ dual cu aprobarea Senatului Universitar conform prevederilor legale. Condiția ca acestea să se înființeze este aceea ca ele să contribuie la creșterea performanțelor instituției. Operatorii economici vor acorda burse cel puțin la nivelul celor acordate din fonduri publice pentru învățământul universitar, precum și din alte fonduri pentru învățarea în condiții de calitate, și vor beneficia de facilități la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale potrivit prevederilor legale, după cum urmează. Valoarea acumulată a burselor plătite de către operatorii economici studenților matriculați la forma de învățământ superior dual se deduce din impozitul pe profit al acestora. Valoarea acumulată a investițiilor dedicate activităților de învățare prin muncă se deduce din impozitul pe profit al operatorilor economici, iar personalul desemnat de către operatorul economic pentru îndrumarea directă a învățării prin muncă beneficiază de scutirea plății impozitului pe venit din salariu.